A fost spectacol la Chiajna între Concordia și Hermannstadt. Cele două echipe au înscris 4 goluri în primele 20 de minute. Oaspeții au deschis scorul prin Tsumu. Congolezul a ajuns la cota 5 în acest sezon. Avantajul echipei lui Miriuță a fost dublat de Jazvic. Ilfovenii au avut nevoie de doar 2 minute ca să revină. Mai întâi Gorobsov l-a învins pe Niga cu un șut spectaculos, apoi a urmat o acțiune de toată frumusețea a Chiajnei finalizată de Bawab. După ce a restabilit egalitatea, iordanianul a fost aproape să marcheze golul campionatului. Concordia Hermannstadt s-a terminat însă 2-2 și cele două echipe rămân în continuare în lupta la retrogradare. Știu că sunt mulți care mi-au dat sincer pe terminat, un fel așa, să zic, dar oamenii normal că judecă în teren și normal că nu știe tot ce pot să se întâmple la un jucător în viață, în teren, în club, sunt multe, dar eu, sincer, pot să zic că încă mă simt fizic foarte bine și mai am mult chef de fotbal încă. Inacceptabil, am început chiar foarte bine. Mai bine de atâta cum să începi un joc și în deplasare, cu contrada dată la retrogradare. Am marcat, nu știu, primele 10 minute, 2-0. Inacceptabil, la Gorobsov l-au lăsat să șuteze, după aia Bawabi a luat la triplica pe jaloane.